Pe 19 octombrie s-a desfășurat la Chișinău prima conferință națională de asigurări intitulată Republica Moldova, realități și perspective. Acest eveniment a constituit primul pas dintr-un amplu program de promovare internă și internațională a pieței de asigurări și a companiilor de profil din Moldova, în țară și străinătate. În acest context, Media Exprim a lansat în premieră ediții speciale ale revistelor Prima Asigurări și Pensii și Insurance Profile, dedicate Republicii Moldova. De asemenea, a fost lansat și exprim.md, un portal specializat dedicat pieței moldovenești de profil. Acest adevărat parlament al asigurărilor a reunit pentru prima dată peste 160 de lideri și specialiști din Republica Moldova și străinătate. Conferința s-a bucurat de prezența unor oaspeți de renume, reprezentanței legislativului, Ministerului Economiei, Băncii Mondiale, Comisiei Europene și Comisiei Naționale a Pieței Financiare. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanței principalelor companii de asigurări, brokeraj, audit, consultanță și IT și ai companiilor de leasing din Republica Moldova. În Republica Moldova avem un cadru legal favorabil, nediscriminatoriu. Ca și autoritate de supraveghere, putem garanta un mediu concurențial și un cadru regulator pe măsură. În general, ultimii ani au avut loc o dezvoltare mai intensă a legislației, a actelor normative care reglementează asigurările în Republica Moldova. Consider că este o piață deja matură și, luând în considerație, adică perspectivele apropiate a întregii economii naționale, ea are o potențial de dezvoltare enorm de mare. Toate normele de legislație ar trebui să conducă la dezvoltarea unei piețe și nu să o restricționeze. Pentru Republica Moldova, deci, perioada de tranziție a sistemului asigurărilor probabil este mai lungă. Evenimentul a avut un puternic caracter interactiv, iar mesajele conferinței au fost mediatizate și prin intermediul numeroaselor instituții de presă din Republica Moldova prezente la eveniment. Xtreme TV a transmis în direct, lucrările conferinței fiind urmărite de peste 500 de persoane. Concluziile evenimentului au fost prezentate de către Sergiu Costache, președintei Media Exprim. În ceea ce privește atractivitatea pieței Republicii Moldova, eu personal o consider o piață atractivă. Puteți însă deveni mult mai atractivi.